Oamenii sunt pesimiști, se gândesc la război, sărăcie și boală. Domne, astea sunt niște frici justificate, că avem o graniță cu o țară care e în război. Inflația abia acum începe să se dezumple ușor, ușor, după ce prețurile au explodat în ultimii ani, iar de boală nu mai zic, că un necaz nu vine niciodată singur. Conform unui sondaj din Scop, 62,5% dintre români cred că țara noastră se îndreaptă într-o direcție nasoală. Bine, țara nu se îndreaptă nicăieri, ea e tot aici. Problema e ce se întâmplă cu oamenii, dintre care 2/3 sunt cam necăjiți. Doar 30,8% cred că țara se îndreaptă într-o direcție bună, iar procentul ăsta e format din oameni tineri, cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani. De altfel, procentul ăsta e în creștere față de lunile ianuarie și martie, când optimismul se învârtea pe la 25% dintre cei chestionați. Voi credeți că țara se îndreaptă într-o direcție bună? Nu! Nu prea. Absolut deloc. De ce? Corupție, în primul rând. De ce vă temeți cu privire la viitor? Taxele se măresc din ce în ce mai mult, salariul din ce în ce mai mic. Adică, da, cam asta eu, e. Eu, pe vremea mare. Asta, cu câțiva ani, mai îmi permiteam să mă duc și eu weekend de weekend, un Mac, să mai ies pentru o plimbare în oraș ceva. Acum, de la câte taxe sunt de plată, nu. Cu privire la viitorul țării noastre, voi credeți că merge într-o direcție bună țara? Conducerea actuală, nu. Dar dacă poate schimbă noi partidele puțin și lăsăm și pe alții la putere, da. Dar totul PSD, PNL, ne. Este ceva de care voi vă temeți cu privire la viitorul țării al vostru? Să nu ieși din UE sau NATO, să nu vină extremismul la putere, da. Crezi că țara se îndreaptă într-o direcție bună? Mi se pare că a crescut rata susținerii partidelor de extremă dreaptă, dar sunt și oameni care promovează diversitatea și să ne acceptăm unii pe alții, să învățăm unii de la alții și cred că generația mea, cel puțin, poate să facă o schimbare în bine. Este ceva de care te temi cu privire la viitor? Da, chiar este. Că oamenii care nu sunt competenți o să vină la putere și mi-e frică pentru că nu mi se pare ok ca oamenii care se apropie de vârsta pensionării sau care sunt analfabeți funcționali să aibă funcții și să-mi decidă mie viitorul. Ce părere ai despre direcția în care merge țara noastră? Sincer, nu prea îmi place, dar nu-mi place mai mult pe partea asta de Green Deal. Mi se pare o prostie, sincer. Și care este cea mai mare temere a ta personală cu privire la viitorul tău sau al țării? Va fi totul bine, mi se pare că, nu știu, cine se teme de război, de chestii de genul, nu prea înțelege geopolitica. Adică nu mai sunt războaie cum erau pe vremuri, acum sunt mai mult operațiuni, să le zicem.